direcția momentului, vă reamintesc, un avion militar s-a prăbușit în apropiere de Moscova. Aparatul de zbor avea 3 oameni la bord și efectua un zbor de antrenament. Detalii are jurnalistul Digi24, Alexandru Rotaru. Alexandru. Bine te-am găsit. Incidentul a avut loc în apropiere de Moscova, mai exact la 63 de kilometri în vestul capitalei Federației Ruse. Din primele informații vorbim de un avion tip Ilyushin 112B. Este un avion de ultimă generație fabricat la comanda Ministerului Rus al Apărării pentru a intra în dotarea forțelor armate ruse încă din anul 2021. Trebuie să spunem că, din păcate, cei 3 membri ai echipajului care se aflau la bord au decedat în urma colapsării aparatului de zbor. Vorbim de pilotul aeronavei, vorbim și de un copilot, dar și de un inginer care se afla la bordul aeronavei pentru a supraveghea cum acesta își desfășoară zborul. Din păcate, spun autoritățile de la Moscova că nu au luat în calcul o posibilă cădere atât de abruptă și nu au avut șanse cei 3 membri ai echipajului să iasă din avion înainte ca acesta să se prăbușească. Din informațiile pe care le avem, incidentul a avut loc din cauza izbucnirii unui incendiu la dreaptă a aeronavei. Mai exact, motorul a luat foc și s-a extins repede către toată aeronava. De altfel, trebuie să spunem că vorbim de un pilot cu foarte multă experiență. Acesta a fost felicitat și medaliat de către Vladimir Putin încă în 2006 cu Ordinul de Erou al Federației Ruse. Din păcate, Nicolae Kuimov, cel care conducea aparatul de zbor, nu a reușit să facă ceva pentru a readuce pe linia de plutire. Trebuie să spunem în aceste momente că aeronava veniseră din Voronej către Moscova pentru a participa la un forum internațional Armata 2021 în cursul lunii august. Din primele informații, iarăși, nu se știe exact care este cauza incidentului. Totuși, specialiștii spun că ar putea fi vorba și despre o eroare umană, chiar dacă vedem flăcările sub aripa dreaptă a aeronavei, vedem flăcările care au cuprins întreg motorul și s-au extins repede către restul aeronavei.